Chișinău, pe strada Independenței. Aici unde am poposit prima dată la Chișinău când am venit în 91, imediat după proclamarea Independenței. M-am angajat pe șantier și m-au cazat aici la un cămin. Acum vin de la Curtea de Apel Chișinău, unde am avut un nou termen de judecată în dosarul Babenco, Universitatea Slavonă, dosar care are barbă și mușchi sub suori. Am fost agresat, dacă vă amintiți, la Universitatea Slavonă în 29 iulie, parcă, 2011. Și iată, nici azi nu s-a făcut dreptate. S-a amânat din nou până pe 8 octombrie, îmi pare, cu ora 9. Și nici nu cred că o să se facă, pentru că Babenco deja a decedat, unul dintre complicii lui e mort, ceilalți nu sunt implicați în dosar decât ca martori. Și avocatul lor, Frunză, că nu știu unde e succesoarea nevasta lui Babenco, nu știu unde s-o citat. Și pentru că ea nu a fost citată, nu a fost găsită, nu a avut loc ședința. Deci probabil o să moară de grabă și ea și o să ajung să mă judec cu ficiorsul cu Oleg Babenco, dacă nu mai fi având și alți succesori. Și acum mă grăbesc la Codru, că e cel mai apropiat oraș de Chișinău. Mă grăbesc să strâng semnături, pentru că din cauza activismului meu, din cauza proceselor de judecată din România, tribunal, sector 6 și tot așa, din cauza filmărilor și a grijii pentru alții, iată, mă tem că nu o să reușesc să adun destul de semnături ca să candidez independent. De aceea am intrat în direct acum ca să vă rog pe cei care mă urmăriți pe pagina asta sau pe canalul meu de YouTube să puneți umărul care și cât poate. Ajutați-mă să intru în contact, să mă întâlnesc cu oamenii, de exemplu în seara asta din orășelul Codru, tot ce-i strada Grenoble, parte dinspre Costiujeni, face parte din primăria Codru, din Sângera, Dobrucea, Revaca, din Băcioi, Brăila, din Durlești, din Dumbrava sau din satul Trușeni, deci oameni care au viza de domiciliu în circunscripția 33, municipiul Chișinău. Vă rog să-i puneți cumva în legătură cu mine, să-i convingeți să mă găsească și să mă ajute cu o semnătură, că altfel nu o să pot candida. Și nu o să aveți de ales decât între candidații mafiei vechi, candidații mafiei noi și tot felul de spoileri băgați în cursă ca să vă fure ochiul, ca să umple televizorul cu blablagii. Dacă credeți că fac o treabă bună și că merită să fiu măcar implicat în campanie electorală, dacă nu să ajung chiar în vreo funcție publică, eu știu, consilier local sau deputat în Parlament, vă rog să mă ajutați să găsesc persoanele care să semneze întâi pentru mine. Mai am 3 zile până joi sau 4. Și azi, iată, până se întunecă, sunt la ambasada Poloniei, lângă parc, lângă primăria orășelului Codru, strada Grenoble, colț cu Costiujeni. Mâine o să fiu toată ziua probabil la Durlești, că e cea mai mare localitate din circunscripția 33. O să rog oamenii din grupul meu de inițiativă să stea poate la Linela, cel din vale și cel din deal. Și o să merg și pe la casele oamenilor. Deci dacă cunoașteți pe cineva din Codru azi, rugați-i să vină să semneze pentru mine. Dacă știți pe cineva din Durlești sau din localitățile cele despre care v-am vorbit mai devreme, ziceți-le să vină cu buletinul valabil la ei, buletinul moldovenesc, nu cu cel românesc sau timir ce alte acte din alte țări, și să semneze pentru Oleg Bregă. Mulțumesc pentru atenție și pentru implicare. Dacă nu o să reușesc să adun semnăturile, nu o să dau vina pe voi, să fie numai vina mea că n-am știut să-mi gestionez bine timpul, sau o să dau vina pe guvernare că ne dă volum prea mare de semnături de adunat, exigența aberante că fiecare trebuie să scrie cu mâna lui și inclusiv date de buletin și oamenii nu mai au încredere în guvernare, în reprezentanții statului sau în clasa politică,
care să vină să-i ceară date de buletin. Și alte bariere birocratice care fac imposibilă participarea în viața politică a oamenilor de rând, onești. Imaginați-vă cum un om cu serviciu se implice într-o cursă electorală ca mine, strângă de unul singur sau cu familia semnături, n-are cum să adune 500 de semnături. Și iată, participă numai politicienii de ocazie, reprezentanții mafiei, reprezentanții partidelor care au structuri și subalterni și chiar din banii statului, că partidele sunt finanțate de stat, chiar din banii statului umblă și strâng semnături pentru Parlament, iar pentru Consiliul Local, pentru funcția de primar, nici n-au nevoie de semnături. Eu, ca independent, trebuie să strâng 10.000, dar ei s-au dus și au inventat niște acte, adică e delegat partidul și gata, îți duc să se înregistrează. Nu e așa că e nedreaptă treaba? Nu e așa că e discriminare? Dacă sunteți și voi contra, ajutați-mă să lupt cu sistemul. Noroc!